Dragii mei, ne revedem din nou, într-o zi de sâmbătă, dar o zi specială. Este o sâmbătă minunată, e atât de liniștită, este sâmbăta dinaintea votului. La televizor nu mai auzi politică, auzi doar sunet de păsărele, vezi doar imagini din țara noastră și multe alte lucruri care n-au nicio legătură cu politica. Îmi plac aceste sâmbete. Așadar că m-am gândit, relaxat, să discutăm despre serialul nostru, bineînțeles. Am niște întrebări la fel, geniale. Niște răspunsuri de la voi extraordinare. Aș vrea să încep cu cine este pila lui Mateescu. Nicu Nicu a scris așa. Domnul Pupăză, de ce nu mai schimbați pe Mateescu din funcție să băgați pe Chiorete? Ia te rog frumosa! Că cam mă enervează Mateescu ăsta. Ia bagă pe Chiorete șef de secție. Vă rog să-mi răspundeți. Nicu Nicu, ai dreptate și pe noi ne enervează. Și o să-l mai bag pe Chiorete șef de secție. Deci așa că Mateescu spune... Ia să vedem cine spune aici. Aurel Vasilescu. Sincer, pila lui Mateescu, m-am gândit la actorul ăla care știa din Germania și era frică de sânge și îmi scap acum numele lui, dar mi-a plăcut foarte mult felul lui de a juca un rol cu aer de german. Oricum, despre postări, ce mai bine ar fi să aleagă lumea pe site niște ore și s-ar uita la site și prin vot este cel mai corect. Da, o să facem și lucrul ăsta, o să stabilim niște concursuri, da? O să facem și niște, o să acordăm și niște premii. La fel mi-a mai scris cineva că ar fi încântat să aibă premii, de exemplu, tricouri cu trăzniții, șepci, cum s-au primit și în America, dar cu trăzniții, mult mai tari. Deci vom face și concursuri. Ia să vedem. Cred că pila lui Mateescu este Dumnezeu. Foarte tare cine a zis, Angi Nicoleta. Oh, da, Dumnezeu într-adevăr ne iubește și se uită la serialul nostru. Și s-ar putea să, eu știu, acum poate, dacă o fi dat ceva Mateescu pe la biserici, pe la așa, s-ar putea să. Foarte bună asta. Așa, eu zic că pila lui Mateescu este călău. Uh-huh. În sezonul trecut știu că acest călău îl punea să zugrăvească pe Mateescu la el în birou. Uh-huh. E și asta, uite, îmi place că ești foarte atent la detalii. Ia să vedem, aici am o poză cu pisica. Așa și dacă nu mă prea pricep, am dat la o poză cu pisica. Uite ce frumos doarme ea. Cred că asta e pila lui Mateescu. Și acum, haideți să vă mai spun câte ceva. Rămăsesem dator la voi cu următorul răspuns. V-am spus așa. Prima mea postare pe primul meu canal de YouTube a fost pe data de 11:11 la ora 11:11. Ce semnifică acest lucru? Am spus așa. Fiind 111, da? Am postat și episodul 1111, m-am gândit și mi-a venit ideea ca în calitate de, știți voi, reprezentant al vostru, să facem următoarea propunere. Și asta o să începem de săptămâna viitoare, după ce se alege, după ce se termină cu votarea, da? Vom face ceea ce ne-am propus noi. Țara noastră mai frumoasă și să fim noi mult mai relaxați, cu zâmbetul pe buze. Și am spus așa, eu dacă aș fi președinte, ar trebui să avem de altfel, asta o să fie prima propunere, 4 ani de mandat, nu 5, ca să fie alegerile în aceeași zi. Să nu mai stăm tot timpul în campanie, în campanie, în campanie. Uitați ce zi minunată este astăzi. La televizor vezi filme, vezi tot felul de lucruri drăguțe, nu politică, suficient, da? Așa că, în cei 4 ani de mandat pe care ar trebui să aibă președintele, viitorul președinte, să avem în fiecare an, trebuie să fie tot timpul numărul 1. Adică el este cel care îi reprezintă pe voi, pe noi cu toții, da? În 2024, deci începând din de anul ăsta 2019, cu 5 ani, cum e acum de mandat, președintele se va alege în 2024. La nu vom avea alegeri parlamentare locale, da? Și înseamnă 2020. Cu încă 4 ani, că asta înseamnă acolo, sunt doar 4 ani, iată că în 2024 vor fi toate alegerile în același an. Și atunci, eu voi propune ca să fie un singur
o singură rundă, mă rog, în două tururi, o singură rundă de alegeri care se cumpără prezidențiale, locale, parlamentare și, nu în ultimul rând, să facem ceea ce trebuie făcut. Să aplicăm primul referendum. Adică să fie doar 300 de parlamentari. De parlamentari. Este suficient. Da? Și mai ales să dăm și noi o greutate acestui referendum care este, de fapt, voința noastră. Dar despre asta o să mai discutăm. Așadar, v-am dezvăluit cam ceea ce îmi propun eu, printre altele, împreună cu voi, să facem de luni încolo. Și acum zic să mai răspundem la niște întrebări. A fost foarte tare. Am citit astăzi o postare. La ce am făcut astăzi cu... Stai să văd. Unde sunt? Dai și mie, dăm și mie să apelez la ajutoarele mele. La best-of-urile noastre. Da? În care... Vă mulțumesc. Trebuie să-mi iau de staff-ul meu, mă ajută. Gabriela Șerban. Genial! În 2005, era cât pe ce să nas mai repede din vina lui Bărnanu, râdeam de mă țineam de urtică. Deci, dragă Gabriela, mă bucur că până la urmă, și dacă ne știai mai devreme, oricum ar fi fost un copilaș care s-a născut din bucurie pe râs și sunt convins că și tu și el și toată familia ta și toți cei care vă uitați la noi, aveți un simț al umorului deosebit. Așadar, dragii mei, vă propun să ne vedem, o să mai facem mâine, chiar mâine o să mai fac încă un videoclip și ne vom revedea data viitoare și ne vom apuca de treabă. Pe mâine. Mi se face semn de către staff-ul meu. Nu uitați să dați, să activați subscribe-ul, da? Clopoțelul, da? Și să dați like, bineînțeles, la canalul meu de YouTube. Canalul nostru de YouTube până la urmă. Așadar, pe mâine!